suntem pregătiți! E timpul să punem punctul pe ei! Uite și mâncarea! Tare! Ciocolată! 10 puncte din 10! Ai mare noroc, Zec! Ador ciocolata cu alune! Sunt convins că nu mă va dezamăgi! Arată foarte delicios! Exact! E dumnezeiască! Alunele sunt așa crocante! Grozav! Zec, dă-ne și nouă, te rugăm! Scuze, dar nu mi-a mai rămas nimic! Mary, ridică! Orice, dar nu asta! Brânză împuțită cu mucegai! Nu mai avem aer! Fă ceva! Dar ce pot face? Mănâncă cât mai repede! Mary, haide! Zec, dar nu vreau! Brânza asta arată respingător! Mi se face greață! În caz de ceva, mă vei avea pe conștiință! Iac, ce gust oribil! N-am gustat nimic mai oribil! Ajunge! Doar așa nu e permis! Trebuie să mănânci tot! Mary, scuze, tu m-ai împins să fac asta! Ce faci? Zec! Nu-i cale de întoarcere! Doamne, mi-e rău! M-am înverzit! Cred că m-am otrăvit! Iac, e respingător! Acum clar ne vom sufoca! Ai dreptate, Monica! Deja nu mai pot respira! Mi-e rău! M-am gândit la ceva! Trebuie să ne punem doar o clamă! Uite așa! Se pare că s-a mai aerisit! Încerc să mă întorc! Timpul să văd ce-am primit eu! Wow, chipsuri! Uimitor! În sfârșit, vești bune! Se pare că e plină! Timpul să-mi văd chipsurile și să le gust! Baftă, Monica! Wow, Monica a primit chipsuri! Felicitări! Arată perfect! Știam eu că mâncarea rotundă nu mă va dezamăgi! O secundă, dar nu e rotund, e oval! Nu-i nimic, știu cum să îndrept situația! Vă voi arăta un cerc ideal! Nu înțeleg ce face! Numai decât veți vedea! Wow! Cum se poate așa ceva? Pricepere, Zec! A ieșit minunat, așa-i? Nici nu visați să le gustați! Toate chipsurile sunt ale mele! Acum chiar că arată ca un cerc adevărat? Iar asta înseamnă că mi-aparțin mie și doar mie! Ce crocante sunt! Super! Nu mă pot opri! Sunt așa delicioase! Gustarea zeilor! Monica, ai dreptate! E delicios! De data asta începe Monica! Cactus? Nu-mi cred ochilor! E așa de înțepător! Cum să-l mănânc? Sărăcuța! Chiar nu ai noroc de data asta! Dar n-ai de ales! Poftă bună! Nici nu știu cum să-l ating! M-am înțepat la deget! Mulțumiți? Ce să mă fac? Sunt complet pierdută! O secundă, cred că mi-a venit o idee genială! Trebuie să-i tai acele cofor fecuță! Nu-i o idee rea, Monica? Îți iese de minune! Uite, deja nu mai arată așa înfiorător! Nu cred că e gustos, dar oricum e mai bun decât era! Ce amar e! Iac! Nu-mi place deloc mâncarea asta! O adevărată scrâboșenie! Mi se face rău! Nu mai suport! Scuze, dar e foarte grețos! Monica, hai mai repede! Mi-e groază și să privesc! Gata, am terminat! Acum tu, Zec! Sper să nu fie tot un cactus! Wow! Sandwich! Ce surpriză plăcută! V-am zis eu că mâncarea pătrată e cea mai delicioasă! Acum vă puteți convinge și singure! Vă voi arăta cum e să mănânci frumos cu adevărat! Îmi voi pune șervețelul ca să nu mă pătez! Ce mai? Timpul să-mi fulec! Vai, se pare că am uitat ceva! Am nevoie de tacâmuri! Furculița și lingura se potrivesc de minune! Și cel mai important? Sosul! Sandwich fără ketchup nu există! Adaug mai mult ca să fie mai savuros! Salivez! Zec, mai repede, te rog! Cum spui, Monica? După cum vezi, deja am început! Dar se pare că nu e așa ușor de feliat! E totul în regulă cu tine? Te folosești de lingură, nu de cuțit! Trebuie să-l ajutăm, Mary! Cred că asta va fi mai rapid! Nu te opune, Zec! Deschide gura mai larg! Ce ați făcut? Voiam să mă bucur de fiecare mușcătură! Deși așa a fost mai rapid! Mulțumesc! Acum, Mary! Okay.
rămâne de înghețată. Spuneți-mi că nu visez. Ce apetisant e! Sunt uimită. Scuze, Mary, dar înghețata asta e un cerc. De aceea trebuie să o mănânc eu. Ce delicioasă e! Oh, no! Ce faci, Monica? Oprește-te! E mâncarea mea și va deveni triunghiulară numai decât. Voi topi înghețata cu uscătorul. Wow! Se topește și ia forma cornetului. Da, Zec, așa e. Ăsta e și planul meu. Gata, acum e cu siguranța mea. Cum e, Mary? Delicios? O, e dumnezeiesc! Cea mai bună mâncare din lume! Zgârcioago, puteai să-mi dai și mie înghețată. Poate totuși ne servești? Prea târziu, deja am mâncat tot. Dar credeți-mă pe cuvânt, a fost delicios! Gustor noi, super! Eu ridic prima. Burger, nici nu se putea mai bine. În sfârșit pot mânca pe săturate. Ce gustos e, uimitor. Ador când burgerii au multă umplutură. Trebuie să-l înfulec de-a întregul. Ce delicios e. Iac, Monica, ce lipsită de maniere. Wow, un gândac, din cauza gunoiului. Nu-i nimic, asta chiar mi-e de folos. Vino aici, micuțule. Uite așa, ia loc. Gândac, ajutor! Urăsc gândacii! Cineva, luați-l de aici! Monica, data viitoare ai putea să nu-ți arunci mâncarea pe mine? Scuze, Mary, nu mă pot controla în preajma gândacilor. Cred că e timpul să ne ocupăm de mâncarea mea. Doar priviți câtă gumă! Și ce formă! Pătratul perfect! Timpul s-o gust. De ambalaj nu mai am nevoie. La fix! În gură! Recunoașteți! Sunt grozav! Zec, ajunge! Arată trist! Recunoașteți! Mă invidiați! Priviți ce am să vă arăt! Vedeți? Două gume! Iar acum le voi prinde cu gura! Uite așa! Wow, ce uimitor! Bravo! Nu mai am cuvinte! Și asta nu-i tot! Continuăm! Voi prinde toată guma rămasă cu gura! Gata! Doare, așa-i? What the? Hei, de ce nu vă uitați? Am făcut-o special pentru voi! Poate un balon imens vă va uimi? Îl voi sufla numai decât! Doar să nu explodez și eu! Nu pot, nu-mi iese! Trebuie să răsuflu și să încerc din nou! Un moment, să mestec mai bine guma! Oh, nu! Am scuipat-o din greșeală! Fie, mă prefac că așa trebuia să fie! Începe, Mary! În sfârșit, deja mă plictiseam! Nachos, super! Ce triunghiuri frumoase și delicioase! Cred că le pot înfuleca dintr-o dată! Uite așa! Foarte delicios! Păcat că porția mea s-a terminat așa rapid! Mary, când mâncai, fața ta ți-a devenit ca un triunghi! Desigur, doar e figura mea! Mamma mia! Wow, pizza! E cel mai apetisant cerc din câte există! Voi ce aveți, prieteni? Eu am tăiței uscați! Sincer, mi-aș fi dorit ceva mai delicios! Iar eu am un tort cu fructe proaspete! Sunt așa de bucuroasă! E așa frumos! Pentru început voi gusta căpșunile! Priviți ce formă triunghiulară! Monica, nici nu te gândi să guști! Sunt fructele mele! Sunt așa de zemoase și coapte! Vrei? Desigur! Ți-am zis, sunt ale mele! Mary, nu ne mai amăgi! Zec, nici nu mă gândeam! Serviți-vă! Deși nu, scuze, fructele s-au terminat! Foarte haios, Mary! Noi nu ne jucăm astfel de jocuri! Acum e timpul pentru tort! O, ce fin e! Și cât de multă cremă! Exact cum îmi place mie! E chiar mai bună decât căpșunica! Nu mă pot opri! Puteai să împarți cu noi! Scuze, dar s-a terminat! Ați întârziat! Mâncați-vă mâncarea voastră! Și cine urmează? Vai, se pare că eu! Uitasem complet! Ce mai? Sunt pregătită! Cu atât mai mult că pizza se răcește! Dă-mi-o! E a mea! Vezi? E triunghiulară! De ce eu trebuie să o mănânc? Din nou tu, Mary! Nu-i cinstit! Trebuie să născocesc ceva!
Aha, am o idee! Salamul e rotund, deci înseamnă că e al meu! Delicios! Super! Ador salamul! Ce bine că e așa de mult aici! O feliuță și încă una! A mai rămas ultima! Salamul s-a terminat! Acum pizza e a ta, Mary! Poți o iei! Dar n-a mai rămas nicio felie de salam! Așa pizza nu e pe gustul meu! N-am să o mănânc! Mi se pare că bateți un apropo! Cred că mă prind! Cred că trebuie să mănânc tăieței! Uitați-mi complet de ei! Se pare că sunt foarte mulți! Un pachet întreg! Trebuie să-l desfac și să verific! Un moment! Ce se petrece? Zec, ai spart pachetul! Din cauza ta suntem plini de tăieței! Scuze, a fost din greșeală! Nu am vrut! Uitați asta! Parcă ar fi explodat o fabrică de macaroane! Așa e, nu arată prea bine! Poate gustul îmi va plăcea? Nu-i rău deloc! Mulțumitor! A doua rundă o aduce din nou pe Emma în poziția lipsitului de noroc. Se arată o zi dificilă pentru ea. Înghețată pătrată, pepene verde rotund și chili triunghiular. Unul chiar foarte iute. Am nevoie să mă răcoresc, acum! Oh, așa e mult mai bine! Ok, am scos tot sâmburii, sper! E timpul să mă bucur de acest pepene cum se cuvine! Ce bun! Îmi arde gura! A doua mușcătură! Mersi! Ce-am făcut să merit una ca asta? Creier înghețat! Imposibil! Se decongelează! Wow! Cred că am câștigat! Oh, păi fie eu mai bine, dar încă doare! Au! Nu din nou, pe bune? Trecând mai departe, avem trei feluri de mâncare. Oh, Andy! Lily e mulțumită de burgerul ei, de asemenea și Emma, care acum a primit chipsuri. Tăieței ramen pentru preparare rapidă cu apă fierbinte, dar fără apa fierbinte? Oh, frate, sigur îmi voi ciobi un dinte! Ce burger suculent și delicios! Pur și simplu salivez! Oh, trebuie să înghit asta cumva! Ajută-mă, Andy! Da, așa e mai bine! Mulțumesc! Ce se presupune că trebuie să fac cu asta? Poate dacă aș fărâmița-o? Nu, e la fel de groaznic! Și pe ăsta, iar acum pe ăsta. Asta e, am câștigat! Wow! În sfârșit n-am pierdut, da! Corul este strâns. Runda asta avem tort, biscuiți și ceapă. Cred că știm cu toții cine e ghinionistul aici. E timpul pentru desert! Nu-i rău deloc! Ce coșmar! Aș putea să mă amuz puțin! Să-i acompaniem zâmbetul Emei de niște lacrimi! Glazura asta e dumnezeiască!
da? Ești sigură de asta, Emma? Ah, ce-i asta, Lily? Nu înțeleg de ce te uiți așa la mine. N-ai dovezi? Încă o idee genială. Cum să mănânci ceapă fără să-ți dea lacrimile? Să trecem la treabă. Mai repede. Și ultimul biscuite. Medalia de aur a mea runda asta. Pe bune? Atâta chin pentru nimic? Da, mersi că ai împărtășit chinul și cu mine. Nu aveți cum să mă învingeți, mai bine v-ați da bătute. Yay! Oh, gustos și sănătos. Start! Ăștia sunt biscuiții mei favoriți. Pur și simplu îi ador. Un fruct proaspăt, n-aș putea fi mai încântată. Ca în reclamă, răsucim. Lingem crema. Cum să mănânc pâine goală? Fără niciun sos, fără carne sau brânză? Super viteză! Yay! V-am învins! Și așa mi-ai furat medalia de aur! Am picat în transă și am uitat complet de provocare. O, Doamne, ce se întâmplă? O, nu! Am uitat că am o alergie teribilă la ananas! Nu trebuia să-l înfule cu atâta poftă! Ce mai avem runda aceasta? Felii de limetă, bezele și un morcov. Emma n-are nimic împotrivă. Ce acru! Nu-i cel mai bun mod de a mânca o limetă. Nu-i bun deloc. Cranț, cranț, cranț. Mă întreb de unde vine iubirea asta a mea pentru morcov. Poate într-o viață anterioară am fost un iepure. Aș avea nevoie de ceva cu mult zahăr. Nici să nu-ți treacă prin minte, Lily. Andy nu-și împarte mâncarea. Primul din nou. Cum adică? Eu am mâncat tot, uite. Nu chiar tot. Trebuie să lași farfuria goală. Ce avem pe masă? Wow! Lily are o rodie, ciocolată pentru Andy și o plăcintă savuroasă pentru Emma. Prietenii noștri sunt doar zâmbete. Și ce bine arată! Nu există nimic mai bun ca ciocolata. Cum se desface asta? O să pierd! Trebuie să mă grăbesc! Amândoi? Da, simultan chiar. Egalitate! Și Lily pe ultimul loc. Vă arăt eu cum se face. Suc natural? Cel mai bun mod de a-ți lua necesarul zilnic de fructe. Poftă! Vai, ce bine miroase! Iar gustul chiar întrece mirosul.
că mai avem multe provocări. Un sandwich, ce bine, deja mi se făcea foame. Ce ar putea fi mai bun decât o felie de șuncă delicioasă? Ok, știe cineva din conducerea acestui joc că urăsc omleta? Fie, pot rezolva problema asta. Acum e mult mai bine. Ce? Pagure de miere? Și eu am primit fagure. Oh, așa da. Trebuie să-l încercăm. Foarte, foarte ciudat. Ce rundă delicioasă! Toată lumea e încântată. O acadea, sushi și ciocolată. Asta e o rundă memorabilă. Wow! Să înceapă bătălia. Cea mai tare rundă. Ai dreptate. Ups, mi-a picat un bețișor. Mă descurc cu unul singur. Voi face acadele de sushi. Asta e ideea secolului. Ce ușor. Trebuie să termin mai repede. Am rămas foarte în urmă. Oh, firar. Atenție, toată lumea, asta e runda finală. Ce avem la desert? Geleuri, gelatine și pizza. Cred că runda asta va fi la fel de gustoasă ca cea precedentă. Totuși, nu și pentru Andy. El nu pare mulțumit. Da, e timpul să-i dăm drumul. Se presupune că asta trebuie mestecată? Nu e așa rău cum credeam. Iar, de ce am eu mereu mâncarea iute? Ardeiul ăsta chili mă bântuie. Repede, repede și mai repede. Mestecă, fată, mestecă. Am nevoie de gheață. Lily, Emma, nu-i nevoie să vă mai grăbiți. De ce nu? Cum ai reușit? Un rând de aplauze pentru campion. Mulțumesc, mulțumesc. Ce mai e și asta? Să fie oare tortul meu? Nu te îngrijora, al meu e la fel de minuscul. Până acum nu-mi prea place provocarea asta. Hai să vedem ce decorațiuni primesc. Wow, Nutella multicoloră! Ce întorsătură de situație! Mi s-a ridicat instant moralul. Monica, doar privește ce borcanele! Nu știu cu care să încep, sunt așa de colorate și frumoase. Ce mai? Cred că încep cu cea galbenă. Dar mă tem că am nevoie de o lupă ca să desenez ceva. Fără ea nici nu mi se vede tortul. Uite, îmi iese de minune. Ce frumos se întinde crema. Cred că e nevoie de mai multe culori. Am prins gustul, îmi place să desenez pe tort. E frumos, dar eu cu greu îl pot vedea. Uită-te mai atent, Monica. Sigur nu-ți va părea rău. E o adevărată operă de artă. După mine arată foarte, foarte drăguț. Eu am terminat. Acum e rândul tău. Deja am vârt roata. Ochi de geleu. Tare! Ce mână bună! Wow! Ce ochi imens! Nu mă așteptam la asta. Uite, Suzy, arată grozav, așa-i? Ce mai? E timpul să-l pun pe tort. Of, l-a strivit! Nu te întrista, Monica, data viitoare îți va ieși mai bine. Trebuie să-l mănânc așa. Nu-i rău, dar oricum sunt tristă.
Sărăcuța, rezistă, eu îți sunt alături. Ochi stupid de jeleu, a distrus totul. Monica, trebuie să te aduni. Stai un moment. Poftim o oglindă. Mersi, Suzy, chiar aveam nevoie. Vreau să văd cum arăt. Pentru nimic, oricând. În sfârșit am reușit să o liniștesc. Acum mă pot bucura de tort. Ce coșmar! Mi-a curs machiajul! Trebuie să mă pudrez! Orice, dar nu asta! Îmi vine să strănut de la ea! O, nu! Mi-am suflat drăguțul tort! Din cauza ta, Monica! Am rămas fără dulce! Ce eșec! Cea mai oribilă zi din viața mea! Scuze, nu am vrut! Ups! Și unde sunt torturile noastre? Poate că trebuie mai întâi să învârtim roata? Începe! Hai să încercăm! Wow! Am primit un KitKat! Cu el nici de tort nu am nevoie! Dar unde e? Incredibil! Câte batoane! Ni să le număr nu pot! E un turn întreg! Monica, ai mare noroc! Acum e rândul meu! M&M's! Tare! Am îndurarea ne-a zâmbit norocul! Vreau să-mi primesc bomboanele! Ce pungă imensă! Uimitor! Nu mă așteptam la asta! Dar unde ne sunt torturile? Încă n-au apărut! Auzi asta? Wow! Ce tort imens! Ciupește-mă, Monica! Nu-mi cred ochilor! Chiar că parcă ar fi un vis! Cât de apetisant arată! La o parte, eu îl voi decora prima! Voi începe cu această ciocolată! Dar toate celelalte vor pica! Deși a fost interesant de privit! Știam că vei fi uimită! Ce mai? Trecem la treabă! O, ciocolată! Arată dumnezeiesc! Nu mă pot abține, vreau să gust! Acum sunt de neoprit! Ciocolata a fost mereu slăbiciunea mea cea mai mare! Nu vreau să te distrag, dar sunt nevoită să-ți amintesc că e nevoie de KitKat pentru decorațiuni! Te pricep la spart petreceri, Suzy! Fie, fie, cum spui tu! Deja pun batoanele pe tort! Apropo, nu-mi iese rău deloc! Sunt convinsă că-ți va plăcea! Uite ce exact se așează batoanele unul lângă altul! Arată perfect! Cred că arta cofetăriei e chemarea mea! Și chiar că-i grozav, Monica! Bravo! Acum e rândul meu! Ne voi înfrumuseța tortul! Și mă vor ajuta la asta bombonelele colorate! Le voi presăra deasupra și treaba e gata! Uite! Tortul se înfrumusețează sub ochii noștri! Acum arată mai bine ca niciodată! Gata! Am terminat! Operă de artă! Ai dreptate! Nu-mi pot lua privirea de la el! E de ciocolată și așa de colorat! Cred că e timpul să-l degustăm! Deja m-am înarmat cu tacâmurile! Dar am uitat complet de lumânări! Încotro fără ele! Tortul ăsta e cadoul meu! Vezi? Astăzi e ziua mea! Vai, am uitat complet de asta! Capul sus! Petrecere, Monica! De ce te-ai amărât așa? Poftim! Asta te va înveseli! Nu am nevoie de coiful ăsta stupid! Vreau tort! Dar mi se cuvine mie! Uite ce frumos ard lumânărelele! Lumânărele? Mersi de idee! Ce se petrece? Vreau Suzeta! Vreau la mama! Se pare că Suzy împlinește azi un an! Poftim! Doar te implor! Nu plânge! Delicios! Acum sigur nu mă va deranja din amâncator! Așa-ți trebuie zgârcioagă! De lumânări nu mai am nevoie! Mă interesează ciocolata, bomboanele și tortul! Wow, torturile astea nu arată deloc rău! Deja îmi imaginez cum le vom mânca! Sunt gata să rotesc! La ce te gândești, Suzy? Grăbește-te! Fie, fie, am picat puțin pe gânduri! Cremă roz! Super! Sunt convinsă că se potrivește de minune cu tortul! Wow, crema e de căpșunele! Ce surpriză plăcută! Vreau să o gust! Delicios! Foarte fină și dulce! Te felicit, ai noroc! Asta așa e! Vrei să te servești, Monica? Da, desigur, mersi mult, ești așa de bună! Arată foarte apetisant!
E minunat! Dumnezeiesc! Acum e rândul meu să învârt roata. Crema galbenă sau verde? Verde! Interesant! Sper să nu fie mai prejos decât a ta. Dar unde e? Din ce e făcută crema ta, Monica? Încă nu știu, dar arată simpaticuț. Totul e pregătit pentru decorat. Începem, Suzy! Voi desena niște floricele din cremă. Și eu! Înseamnă că torturile noastre vor fi asemănătoare. O, da! Sunt minunate! Deja îmi place ce iese! Dar pare că lipsește ceva. Am o idee! Avem nevoie de o schimbare pentru a finaliza. E genial! Asta va fi și mai frumos și colorat. Deja iese de minune! Nu mă satur privindu-le! Doar privește ce mai culori! N-a fost ușor, dar am făcut-o! Bate palma, prieteno! E timpul pentru o recompensă dulce pentru stăruință! Haide să ne gustăm torturile! Susțin! Deja am luat o bucată mare! Dumnezeule, ce moale e! Tortul se topește în gură! Și al meu, cât de multă cremă are! Super! Suzy, pare că ceva nu e în regulă! Îmi ia foc gura! Și mie! Nu înțeleg nimic! Foc! Ce a fost asta? De ce e așa de iute? Nu sunt sigură! Poate e din cauza cremei tale? N-avem idee din ce e făcută! Posibil să ai dreptate! Hai să vedem! O, nu! Monica! E wasabi! Acum e de înțeles de ce s-a întâmplat asta! Scârboșenie! Trebuia să fim mai atente! Ce culoare minunată! E așa finuță! Pot să învârt eu prima? Baftă, Suzy! Mersi! Urarea ta a funcționat! Norocul chiar mi-a zâmbit! Primesc vată de zahăr! Super! Și eu aș gusta-o cu bucurie! Ba vei să nu! E vata mea! Și-mi voi decora tortul cu ea! Ce grozav se întinde! Parcă ar fi o pânză de păianjen! Și culoarea se potrivește perfect cu tortul! Scuze, Suzy, dar trebuie să-ți dau o lecție! Trebuia să împarți cu prietenii! Îți voi turna apă pe vată și va fi distrusă! Poftim! A mai rămas doar o baltă dulce! Continuăm! Ce se petrece? Unde e vata mea? Monica, știu că e mâna ta! Dă-mi stropitoarea! Ce crezi că faci? Stai! Ajunge! Sunt udă luarcă! Nu-i cinstit! Nu trebuia să te atingi de vata mea! Tu ai cerut-o! Ce bine că încă mi-a mai rămas! Continui să-mi decorez minunatul tort! Parcă ar fi din povești! Îmi place! Parcă ar fi norișori! Nu mă pot abține să nu încerc! Aproape am terminat! Uite ce pufoșenie! Da, arată grozav, te invidiez! Sunt convinsă că gustul nu mă va dezamăgi! Vata de zahăr se potrivește perfect cu crema fină! Desertul ăsta e pe bună dreptate la nivel înalt în lumea cofetăriei! Uită-te la tine, Suzy! Wow, ce mustăți enorme! Ce bine că sunt dulci și le pot mânca! Mai că uitasem de tort! Încă mai am atât de mult! Pot mânca pe săturate! Mi-aș dori să fiu în locul tău! Nu-i rău să visezi, Monica! Scuze, dar de data asta visele nu se vor împlini! Nu pot pur și simplu să stau și să privesc cum mănânci! Uf, de-abia respir! Burtica mea e plină până la refuz! Ce bine că ai terminat în sfârșit! A venit rândul meu! Ura! Primesc bombonele colorate! Uite-le! Ce borcan imens! E grozav! Trebuie să le gust mai rapid! Sunt convinsă că îmi vor fi peste așteptări! O, da! Sunt foarte dulci! Exact cum îmi place! Trebuie să le pun pe toate pe tort! Așa va deveni și mai delicios! Îmi iese! Sunt un adevărat maestru! Poate e timpul să te oprești? Deja nu ți se mai vede tortul! Wow, bombonele! Le pot gusta și eu? E o adevărată operă de artă! Arată mult mai frumos decât tortul tău, Suzy! De-abia aștept să-l gust! Ce rotund e! E perfect! Doamne, tortul se topește în gură precum norișorii dulci! Iar bombonelele sunt așa de crocante! Ăsta da balans de gusturi! Nu mă pot opri!
Văd că ești încântată. Aș vrea și eu să pot gusta. Desigur, servește-te. M-ai pătat! Din cauza ta am fața plină de cremă. N-am să accept una ca asta, Monica. E timpul pentru un război dulce. Ce ai făcut? Asta întrece orice limită. Iar eu zic că e foarte haios. Apropo, rozul îți vine de minune. Nu sunt niciodată prea mulți tăieței chinezești. Dar mai întâi trebuie să ne uităm la cartonașe. Să vedem cu ce viteză mâncăm. Eu sunt rapidă. Mă bucur. Eu nu vreau să fiu ca un melc. Viteza medie e perfectă. Și cred că eu încep. Ce delicios! Nu de mult am învățat să mănânc cu bețișoarele. Și se pare că a fost chiar la timp. Se pare că ți-au crescut mustăți. Vai, chiar! Cele mai delicioase mustăți din lume! Emma, e rândul tău să-ți mănânci tăieței. Și trebuie să o fac foarte rapid. M-am gândit la o modalitate. Metoda cozonac. De acum înainte, metoda asta se va numi cozonacul Emei. Foarte delicios! Bella, unde sunt tăieței tăi? Tu doar nu ai mâncat. Nici eu nu știu. Am fost păcălită. Nimeni nu te-a păcălit. Tu doar trebuie să mănânci încet. Așa că primești cel mai lung tăiețel, pe care sigur îl vei mânca foarte încet. Cred că acum nu o vom mai vedea pentru mult timp. Trebuie să ajung la capăt. Mai puțin. Încă puțin. Dar de ce miroase aici așa? O banană? Iac! Nu e banană! Tăieței m-au adus la coșul de gunoi! Ce oribil! Momentul perfect pentru cei mai buni pepeni. Trageți cartonașele! Viteza medie mă mulțumește! Iar eu pot să prelungesc plăcerea! În momentul ăsta nu-mi doream să mănânc rapid! Nu credeam că e așa greu să tai un pepene! Dar îmi reușește! Acum e timpul să-l gust! Arată delicios! Și la fel e și gustul! Fetelor, ce mai așteptați? Așa e, ce mai așteptăm? Trebuie să-l deschid mai repede! Și ca să fac totul să dureze mai mult, voi mânca cu lingura! Așa va fi mai delicios! Iar eu am nevoie de cuțit! M-am gândit la o super modalitate cum să mănânc foarte rapid. Mai exact, îl voi bea. Am nevoie de un blender. Ce idee ciudată! Sper că funcționează! Nu mă îndoiesc de asta! Și pentru un pepene așa de mare, am nevoie de un pahar foarte mare. Yeah! Acum am foarte mult suc proaspăt de pepene. De-abia aștept să-l gust. Fetelor, v-am zis, e cea mai bună idee. E foarte delicios și foarte murdar. Doar gustul contează. Totuși n-a fost o idee rea. Ador înghețata de ciocolată. Fetelor, haideți să alegem mai repede cartonașele. Vreau să mănânc. Firar, trebuie să mănânc rapid înghețata. Iar eu am viteza medie. Iar eu pe cea înceată. La o parte, eu prima.
Doar privi și apetisantă e! Cât de multe alune! Minunat! Betty, ajunge să te uiți la mine! Mai bine mănâncă-ți înghețata! Așa e! E timpul! Și cred că mă voi folosi de o schemă veche ca să-mi transform înghețata în cocktail! Așa o pot vărsa pe farfurie! Doar că adevărul e că nu arată așa de apetisant! Dar sunt convinsă că va fi la fel de delicios! Așa și este! Betty, și nasul tău vrea să mănânce! Ce ai făcut? Deși... chiar că n-ar refuza niște ciocolată! Acum e rândul meu să mănânc înghețata! Sper să nu îngheț dacă o voi mânca pe toată deodată! Pornim! Oh, nu! Ce frig e! Emma, ce e cu tine? Betty, uite ce s-a întâmplat cu Emma! Ciudat! N-am mai văzut niciodată așa ceva! Sper că va fi totul în regulă cu ea! Fetelor, de data asta ne așteaptă niște torturi enorme! Ura! Iar eu îl pot mânca la viteză maximă! Iar eu chiar îmi doream să fiu înceată! Iar eu am viteza perfectă, medie! Fetelor, la o parte, eu voi fi prima! N-am unde să mă grăbesc! Pot mânca încet și cu grijă! Desigur, cu cuțitul și cu furculița! Delicios! Nu mai vreau să aștept! Voi mânca tot tortul deodată! Cine are nevoie de furculiță când am gură? Ce lipsă de maniere! A fost rapid și foarte delicios! Bella, ai mai rămas doar tu! Da, și eu mi-am terminat deja tortul! Mai rămâne doar să mă șterg la gură! Bella, și chiar că-i timpul să te ocupi de tortul tău! Iar eu vreau să simt gustul fiecărei bombonici! Cea verde e delicioasă! Auzi, Betty? Nu vrei să simțim și noi gustul bombonicilor? Și al tortului! Bella oricum nu se grăbește nicăieri! Unde-i tortul meu? Betty, tu ai fost... Emma! Cum ați putut? Acum nu mai am ce să mănânc! Au mai rămas doar frimiturile! Ce mâncăcioase! Hai să scoatem ceva! Nu funcționează! Ciudat! Uită-te în sus! Wow! Monedele magice vin spre noi! E incredibil! Arată ca și cum ar fi reale! Pot să încep eu? Bine! Hai să introducem o monedă! Așa, ce ar trebui să aleg? Totul arată atât de apetisant! Cu siguranță, voi lua Pocky! Uite și cutia! Wow, sunt cu ciocolată neagră! E preferata mea! Sunt atât de gustoase! Nu mă pot opri din mâncat! Asta da încântare! A? Ce? Am mai rămas ultima? Atât de repede! Ei bine, cutia e goală! Dar nicio problemă! Mă voi bucura de ultimul! Ce ai acolo, Jess? Acum o să aflu! Moneda e înăuntru? Ce să aleg? Cu siguranță, Hubba Bubba! Perfect! Salutare! Nu trag de timp, mușc imediat! Delicios! Timpul pentru un balon! Enorm! Uite, acum mi-am acoperit întreaga față cu gumă de mestecat și ambalajul e deja gol. Plictisitor.
Dar ce-ar fi dacă aș trișa puțin? Un fir și un nasture, o metodă veche și verificată. Îl leg de fir și nodul împiedică să alunece. Super! Sunt gata! Bunătăți, așteptați-mă! Așa, îl băgăm și ținem pumnii să funcționeze! Iuhu! Am gumă de mestecat! Și nasturele? Sunt un geniu! Ce? Așa nu se poate! Viața mea, regulile mele! Am nelimitat! Cu acest nasture voi obține câtă gumă de mestecat doresc! Mai mult! Mai mult! O, da! E toată a mea! Nu fi prea invidioasă, prieteno! Wow, vai! O, da! Acum voi mesteca toată guma! Aici? Nu e niciodată prea multă! Pur și simplu delicios! Acum voi face cel mai mare balon din lume! Mai bine te ascund, Smiley! Voi umple camera cu el! Oh, nu! Trebuie să fac ceva! Scuză-mă, Jess! Nu am de ales! Oh, nu! A explodat! Și sunt lipită de automat! Ce se petrece? Ce amuzant a ieșit! Ai ajuns în păienjeniș! Oh, monede noi! Trebuie să le cheltuim mai repede! Pot să încep iar eu? Mulțumesc! Ți-e foame? Ia o monedă! Sper că va ieși ceva bun! Deși ce avem aici? Oh, nu! Ce e asta? Super acru? Doar o bomboană? Oh, e într-adevăr foarte acră! Bine, mă descurc! Trebuie să le mănânc pe toate deodată! Vai! E foarte, foarte acru! Mă încrețesc toată! Nu râde! Ar trebui să încerci tu! Oh, asta îmi va fi de folos! Trebuie să neutralizez acrul cu ceva! Oh, da! Snickers mă va ajuta! Hai! Hai! Acum e mai bine! Ei! Dar eu cum voi primi ceva dulce? Va trebui să o fac în mod tradițional! Deci trebuie să ajung măcar la ceva! Așa? Aproape am reușit! Oh, nu! Mă trage înăuntru! Sunt înăuntrul automatului! Vai, vai! Deși, acum am acces la toate dulciurile! Pot să aleg orice îmi doresc! Să încep cu Twix! Oh, da! E atât de gustos! Acum Skittles! Wow! Hai, toate aici! Ar fi bine să beau ceva? Fanta, de exemplu! O ador! Aici sunt și bezelele! Deliciu! Ce zici, Miley? Ești invidioasă? Am toate dulciurile aici la un loc! Deci, unde sunt monedele noastre? Oh, pe frunte? Nu prea plăcut! În fine, automatul ne așteaptă! Pot să fiu prima? Ura! Ce o să fie de data asta? Oh, e Oreo! Super! Ador biscuiții ăștia! Au o umplutură foarte gustoasă! E o plăcere! Haide, bagă moneda! Bine, moneda pleacă! Ce o să iasă? Oh, e o bomboană pe băț! Fix ce trebuie! Vino aici!
Hei, ce e înăuntru? E un gândac? Și cum să-l mănânc? E bine, încerc. Nu e chiar așa de rău. Chiar e gustoasă. Nu mă pot opri. E atât de bună. O, se pare că am mâncat-o pe toată. Iac, gândacul e în gura mea. Se mișcă. Iac, cum să scap de gustul ăsta? Ah! Acum e pe capul meu. Luați-l de pe mine. Ce groaznic, luați-l de pe mine. Va trebui să mă urc pe aparat. Ce-i asta? Oh, nu! E un gândac! Ah! Ajutor! Luați-l de pe mine! Oh, nu! Trebuie să mă urc mai sus! Sper să nu poată ajunge aici! Deci, unde-s monedele noi? Ura! Sunt din nou prima! Ține, automatule! E Fanta! Doza se rostogolește! Hop! Am prins-o! Uf! Aproape că am scăpat-o! Hai să vedem ce e înăuntru! Hei! Nu se deschide! Oh! Ah! Nu! Sunt toată udă! Firar! Ei bine, sper că a meritat! Nu mai e nimic acolo! Super! Ups! Bine, rândul meu! Ce o să iasă? Ce? Serios? Broccoli? Ce dezgustător! Automat stupid! Bine, poftim! Și pe asta! Poftim! Mai mult broccoli? Ajunge! Oh, se pare că s-a blocat! Continuă să dea broccoli! Și acum trebuie să-i mănânc pe toți? Ce dezamăgire! Asta e! Sunt singura vinovată! Asta va dura mult! Mă uimești, prieteno! Haide! Va trebui să-i mănânc! Cred că pot face față! Au vitamine! Mâncare mai sănătos decât dulciurile! Oh, se pare că atât de mult broccoli e deja prea mult! Și vreau să începem cu cola! Sper să nu mă dezamăgiți! Ușor! Ce e de gătit aici? E îndeajuns să iau cola obișnuită! Cât îmi doresc să o deschid și să o gust! Cred că Emma nu va fi împotrivă! Delicios! Ador cola! Firar! Acum s-a terminat! Înseamnă că totuși trebuie să o gătesc! Pentru asta trebuie să pun ciocolată într-o oală fierbinte ca să se topească! Apoi... Au! Arde! Fierbinte! Ai nevoie de mănuși speciale! Ține, ca să nu te mai arzi! Mulțumesc! Acum ciocolata lichidă o voi turna într-o sticlă ca Emma să creadă că e cola obișnuită! Și asta nu e tot! E timpul pentru bomboane M&M's! Dar cum să le desfac? Nu-mi reușește! Vai! Trebuie doar să-ți dai mănușile jos! Chiar! Mulțumesc din nou, bunico! Desfacem bomboanele și le turnăm în interior! E desigur gustos, dar nu e deloc sănătos! Cola în sine nu e sănătoasă! Niște afine cu miere sunt cu totul altceva! Dacă le voi amesteca, va ieși ceva nemaipomenit!
Important e să le amestec bine. Dar nu se termină aici. Acum trebuie să pun sticla la frigider ca să o răcesc. Așteptăm. E o aiureală totală. O băutură delicioasă se face cu complet alte ingrediente. Și trebuie să începem cu Nutella roz. Știu că oricine o adoră, din ea îmi va ieși o sticlă comestibilă. Perfect! Acum pot adăuga orice în interior. De exemplu, pot face un tort adevărat din frișcă, căpșunele și blat. Acum mai rămâne să le punem cap la cap. Ta-da! Poftă bună! Totul e prea complicat. Și eu am cola de ciocolată, dar a fost mult mai ușor să o fac. Stop! Unde e bunica? Wow! Cât timp am așteptat, mi-a ieșit un pulover grozav! Și cola e gata! Timpul să mă duc la nepoțica mea ca să o bucur! Am îmbătrânit de tot! Am uitat de etichetă! Dar voi repara totul rapid! Timpul să gust cola! Voi începe cu cea care seamănă cel mai tare cu originalul! Se pare că are ceva în interior! Sper să fie ceva bun! Grozav! E cea mai adevărată cola de ciocolată! Aici sunt și bomboanele mele preferate, M&M's! Și ciocolata e delicioasă! Îmi place! Mai rămâne să le gust pe celelalte! Cred că urmează cea din mijloc! Wow! Are ceva gros în interior! Sper să fie delicios! Uimitor! Pare a fi un fel de sirop! Miere cu afine! Bunica știe ce ador cel mai tare! Mai rămâne un singur concurent! Să gustăm cola asta roz fabuloasă! Aha! Se pare că înăuntru are un fel de tort! Asta vom afla imediat dacă vom tăia cu cuțitul! Și chiar că e un tort! Ce delicios e! Bucătăreasa Rose câștigă în această rundă! Era evident! Gătitul e profesia mea! De data asta va trebui să-mi gătiți burgeri! Mă subestimezi! Burgeri! Dar sunt nesănătoși! Da, și Suzy nici nu ascultă! Ce mai? Va fi mai puțină concurență! Trebuie să încep cu chifteaua! O voi face desigur cu mâinile și cu toată iubirea pentru nepoțica mea! Cine va mai face o chiftea în formă de inimă dacă nu bunica? Timpul să o prăjesc! Revin imediat! Ca să vezi o chiftea, eu voi face chiar și chiflele cu propriile mâini. Fiecare chiflă va avea altă culoare. Așa burgeri colorați, Emma sigur nu a mai gustat nicăieri. Mai rămâne doar să aștept să se prăjească. Arată incredibil! De bine miroase! Emma sigur nu-i va rezista! Și chiar că miroase grozav! Stop! Ce? Deja trebuie să gătim? Firar, nu mai am timp! Trebuie să comand burgeri gata făcuți de la Mac! Dar Emma sigur îi adoră! Ce bine că îi livrează așa rapid! Și din ingredientele astea îmi voi face propriul burger! Și dacă e propriul meu burger, îl voi numi Burger a la Suzy! Cred că Emma va fi încântată! E minunat! Cum să fie cineva încântat de o prostie de la fast food? Burgerii unui bucătar sunt cu totul altceva! Emma nu a mai gustat niciodată așa ceva! Sunt făcuți cu suflet!
Și sunt foarte frumoși! De ce trebuie să fie frumoși? Important e să fie gustoși! Și ai pus cam puțin suflet! E nevoie de mai multă iubire! Îmi cunosc nepoțica! Își va face singură burgerul! De unde să încep? 1, 2, 3... Te voi înfuleca! Încep cu cei colorați! Sper să fie la fel de gustoși precum arată! Nu-i rău, dar am mâncat și burgeri mai buni! Trecem la varianta din mijloc! Și grămada asta de ingrediente ce mai e? Trebuie să-mi fac singură burgerul? Nu, bunico! Asta trebuia să o faci tu! Ultima variantă îmi place foarte tare! Sper să nu fie doar imens, dar și gustos! Oh, da! Parcă e făcut din toate ingredientele mele favorite de la Mac! E clar cel mai delicios burger din runda asta! Susie, felicitări! Oh, da! V-am zis eu! Emma e mereu încântată de Mac!